Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Trăim într-o lume în care oamenii caută să-și culeagă slavă pentru ei înșiși. Și pentru cei mai mulți, dacă s-ar scrie Psalmul 115 în modul real al stării inimilor și minților, cei mai mulți oameni, poate cu cuvintele nu, dar cu atitudinea și cu viața lor, cam asta zic. Nu ție, ci numelui nostru dă slavă. Nu slavă nu Domnului, nu lui lauda, ci oamenilor. Și oamenii tot mai mult astăzi fac orice ca să poată să-și obțină slava pentru ei înșiși. Da? Însă cuvântul ne descoperă că nu omul este cel care trebuie să primească slavă. Nu omul este măsura tuturor lucrurilor. Nu omul este mai presus de orice. Ci că dincolo de om, Dumnezeu este cel care conduce toate lucrurile. El este cel care stăpânește întreaga lume. Și El este cel care trebuie să stăpânească și inimile noastre. De aceea, Lui se cuvine slavă. De aceea, în această dimineață, am vrea să-i aducem Domnului o închinare plăcută. Slava care se cuvine numele Lui. Dintr-o inimă care iubește cu adevărat pe Domnul. O inimă care a fost schimbată de Domnul. Dar vrea să venim și noi înaintea Domnului cu rugăciune și cu mulțumire în această dimineață. Cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus Hristos ne-a arătat dragostea Lui prin faptul că S-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre. Și spune în Evanghelia după Ioan că I-a iubit pe Săi. I-a iubit până la capăt. Noi astăzi suntem aici datorită dragostei Lui Dumnezeu. Pentru că ne-a iubit cu o dragoste care ne-a mântuit sufletul. El nu ne-a iubit cu o dragoste care ne-a rezolvat niște probleme mărunte. Dragostea Domnului Iisus pentru noi n-a fost o dragoste care să ne rezolve lucruri pe care le putea rezolva și noi. Domnul Iisus nu ne-a iubit cu o dragoste care ne-a făcut bine în plan financiar. Nu ne-a iubit cu o dragoste care să ne creeze o bunăstare materială. Nu ne-a iubit cu o dragoste care să ne rezolve știu eu ce fel de probleme avem aici pe Pământ. Cu o dragoste care să ne rezolve probleme de sănătate. Nu ne-a iubit cu o dragoste care numai să se atingă de noi și să ne dea vindecare sau viață biologică. El nu ne-a iubit cu o dragoste care să ne rezolve chestiuni care țin de viața de aici. Sau doar lucruri care țin de viața de aici. Ci El ne-a iubit cu o dragoste care ne aduce rezolvare la probleme pe care în niciun alt mod noi nu le-am fi putut rezolva. Problemele sufletului, problemele care țin de veșnicia noastră, și anume iertarea păcatelor, împăcarea noastră cu Dumnezeu, eliberarea sufletului nostru din ghearele celui rău. Slăvit să fie Domnul. Aceasta este dragostea pe care ne-a arătat-o Domnul Iisus. De aceea, dragostea Domnului Iisus pentru noi nu poate să fie egalată de nimic în lumea aceasta. Pentru că nimic în lumea aceasta și nimeni în lumea aceasta nu mai poate să rezolve pentru noi ceva mai important decât asta. Când iubești pe cineva, ești dispus să faci orice pentru a-l ajuta și a rezolva problemele. Ei, nimeni, dragii mei, nu ne poate iubi cu o dragoste mai mare decât dragostea Domnului Iisus, pentru că nimeni nu poate să rezolve viața noastră probleme mai mari decât problema pe care a rezolvat-o Domnul Iisus, murind pentru noi, pentru păcatele noastre. De aceea, în această dimineață, aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru dragostea pe care ne-a arătat-o. Și pe de altă parte, Domnul Iisus vrea ca noi să răspundem. Dumnezeu așteaptă ca și noi să răspundem la dragostea Lui. Cu ce? Cu ce credeți că așteaptă să răspundem? Dragoste. Tot cu dragoste. Când Domnul Iisus, după înviere, s-a întâlnit cu Petru, ce l-a întrebat Domnul Iisus de 3 ori? Petru, mă iubești? Petru, mă iubești? Și nu doar atâta. Nu doar că la dragostea Domnului Iisus trebuie să răspundem cu dragoste față de El, iubindu-L pe El. Dar iubindu-L pe El, Domnul Iisus ne învață că noi, la rândul nostru, trebuie să mai iubim pe cineva. Pe cine? În primul rând, pe frații de credință. Să vă iubiți unii pe alții, spunea Domnul Iisus ucenicilor. Vă dau o poruncă nouă. Care porunca? Să vă iubiți unii pe alții. Dar nu numai atâta. Ca răspuns la ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, la dragostea pe care El ne-a arătat-o, El ne învață nu doar să ne iubim unii pe alții. Ce ne spune? Pe cine să mai iubim? Iubiți pe
semeni. Pe semeniul vostru, pe semenii voștri. Cine sunt semenii noștri? Adică alți oameni. Ei nu ne spune bun, răi, de partea noastră, împotriva noastră, pe alți oameni. Iubiți pe alți oameni. Da? Așa cum Dumnezeu a iubit pe câți oameni? Pe toți oamenii. Și Dumnezeu zice că face să răsară soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi. Dar nu numai atâta. Domnul Iisus mai așteaptă ca dragostea noastră să se mai manifeste față de cineva. Față de cine? Față de... Nu față de aproapele. Că când spui față de aproapele, spui ceva neutru. Care nu înseamnă că e ceva ce ți-ar putea face rău. Sigur, e ușor să-ți iubești aproapele vecinul care e de treabă. E ușor să-l iubești, nu? Care te mai ajută cu una cu alta sau care, știu eu, nu-ți face nimic rău. Dar Domnul Iisus spune, iubiți și pe vrăjmașii voștri. Și când, dacă Domnul Iisus ne-ar cere să facem toate aceste lucruri, să iubești pe frați, care uneori și ei sunt greu de iubit, și dacă ți-s frați, dar să iubești pe frați, să-ți iubești aproapele, ca pe tine însuți. Dar nu numai atât, să-ți iubești vrăjmașii, pe cei care îți fac rău, să iubești. Lucrurile acestea ar fi imposibile dacă nu le-ar fi demonstrat El însuși, în primul rând, și dacă nu, prin dragostea pe care El ne-a arătat-o nouă, ne-ar fi arătat exact dragostea asta. Domnul Iisus Hristos, când a murit pe crucea de la Golgota, pentru cine a murit când a murit în locul meu? Pentru toți. Pentru toți oamenii. Dar când a rezolvat problema mea, eu cine eram în relație, în raport cu El? Eram vrășmaș. Eram vrășmaș. Eram în același timp și semenul Lui. Adică eram un om. Și eram dintre ai Săi, pe cei pe care El i-avea un plan pentru mântuire. Deci Hristos, când s-a gândit la mine, eu am însumat toate aceste trei dimensiuni de relații. Cei care sunt ai Domnului, semeniul și vrăjmașul. Eu eram, în toate trei astea mă încadram. Și Hristos a murit pentru mine și mi-a arătat dragostea Lui de plin. Și mi-a adus rezolvare pentru problema păcatelor mele. Slăviți să fie numele Lui. Amin? Și atunci devine posibil, nu zic că ușor, dar devine posibil și poate chiar și ușor, când înțelegi dragostea pe care Hristos a arătat-o față de tine, să fii gata și tu să arăți aceeași dragoste față de ceilalți, chiar și față de dușmani. Și a iubi cu adevărat pe cei din jurul nostru, în primul rând înseamnă să le vestești Evanghelia. Nu trebuie să mor tu, pentru ca problema cea mai mare din viața lor să fie rezolvată, problema păcatului. Că nu putem noi plăti pentru păcatele lor. A murit Hristos, trebuie să fie numele Lui. Dar dacă noi iubim cu adevărat pe vrăjmașii noștri, pe semenii noștri, ce trebuie să facem noi? Cel mai important lucru pentru ei. Adică să-i aducem la soluția care le rezolvă cea mai gravă problemă din viața lor, problema păcatului. Să ne vorbim despre Domnul Iisus, să-i aducem la Domnul Iisus. Să ne rugăm pentru ei. Ca ei să cunoască dragostea Domnului Iisus. Amin? Amin. Și acum vreau să vă pun o întrebare. Ce... Sau să vă provoc mai degrabă. Ziceți-mi dumneavoastră câteva lucruri care credeți dumneavoastră că ar trebui să le fac eu ca să-mi arat dragostea, să zicem, față de soția mea, față de Anca. Ziceți-mi voi ce credeți că ar trebui să fac eu ca să zic că nu numai să zic cu vorba, dar ca să demonstrez dragostea mea față de soția mea, ziceți-mi. Dacă eu rămân și noi. Deci. Ziceți-mi. Ce trebuie să fac eu ca să dovedesc că am dragoste? Respectați. Respect. Să o ajutați în muncă. Ajutor. Și să fiți cu toată dragostea față de ea. Ne pierdem cu sora Viorica, nu mai pot opri. Bun. Așa. Să fie bun. Uite că mi-a însemnat o sentință că cu toată lumea. Cum? Să fiu bun? Cu toată lumea. Dar nu, lăsați cu toată lumea cu acasă, că eu am treabă cu soția. Să n-ai frumani, să n-ai ceas, dacă ai frumani, să fii mulți cu el. Adică să nu fie dușmanul meu, soția. Să nu o tratez ca pe lumea. Eu zic că nu am frumani. Dar totuși, îți pot treaba. Să nu o tratez ca pe dușmanul. Asta e interesantă.
Bun. Ce ar mai trebui să fac eu ca să zic că, da, uite, îmi iubesc soția? Să spălați vasele și să aspirați. Sora, dar ce mai trebuie să fac? Să o îmbrățișați când e supărată și să o liniștiți că e nervoasă. S-a încărcat la energie când i-a dat la biserică. Vedeți că am pe energie. Bun. Hermina. Nimic? Ține cum e termină. Frate, ce fac? Ce-ar trebui eu să fac ca să dovedesc că o iubesc cu soția mea? Ei, trebuie să mă spuneți să spun eu. Sora, dar e. Aveți în genunchi răbdare cu ea când e supărată și are probleme. Da. Și se spune că iubesc. De care te uite ce am venit. Frate, numai vreau să ne-am zis.